Un polițist în vârstă de 38 de ani din Mediaș a fost amenințat în repetate rânduri de un bărbat care locuiește în același oraș. Individul l-a terorizat cu mesaje vreme de mai multe luni, amenințându-l cu moartea. Acesta i-a spus că îl va omorî atât pe el, cât și pe soția și copiii săi. Totul a pornit în luna iunie anului 2021, bărbatul fiind nemulțumit de felul în care agentul de poliție instrumenta un dosar în care el era implicat. În urma cercetărilor procurorilor, bărbatul a fost reținut, după care arestat preventiv pentru 30 de zile, fiind cercetat pentru săvârșirea infracțiunii de ultraj. Vremea se schimbă la Sibiu. După 4 zile cu temperaturi de peste 15 grade și 17 grade miercuri, meteorologii anunță o răcire începând de joi. Vor apărea și precipitațiile sub formă de lapoviță, apoi nisoare slabă, dar nu se va depune zăpadă. După câteva zile cu temperaturi de 3 grade Celsius, acestea vor crește din nou, dar nu mai mult de 6 grade. Primăria are în vedere modernizarea bulevardului Mihai Viteazu și crearea unei căi de mobilitate. Două asociații au propus soluții pentru ca proiectul să fie în totalitate în beneficiu sibienilor. I-au avut în vedere atât pe bicicliști, cât și pe pietonii din zonă.